Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat, așa că îi spunem un venit în studioul nostru domnului Valentin Lixandru, membru fondator al Partidului Alternativa Dreaptă, om politic și, bineînțeles, implicat în viața cetății. Valentin, bine ai venit la noi în emisiune. Mulțumesc, Cătălin, mulțumesc pentru această invitație. Mă onorează invitația voastră. Mă bucur și noi îți mulțumim pentru prezența ta, pentru faptul că ai răspuns pozitiv invitației noastre. Sigur. Astăzi vreau să discutăm despre politică și mai ales despre implicarea creștinului în politică. Aș spune așa, în mod generic, tema noastră se numește implicarea creștinului în politică între apreciere și incriminare. Valentin, la un moment dat, statutul acesta de creștin ne dă... oarecum, să spunem, libertatea de a ignora realitatea în care trăim, în care ne-am născut, țara în care ne-a așezat Dumnezeu și să fim concentrați și să ne gândim doar la, la destinația finală, la țara promisă, cum spunem noi, împărăția lui Dumnezeu. Cum vezi tu lucrul acesta, în primul rând, dubla această cetățenie a omului pe pământ și apoi, bineînțeles, în veșnicie, mesul acesta de zi cu zi cu Dumnezeu. Tema emisiunii, așa cum ai anunțat, este implicarea creștinului în politică între apreciere și incriminare sau dezapreciere. Este un subiect încă disputat în cadrul comunităților creștine românești, indiferent de nuanța confesională. A zice că tema a fost lansată, din punctul meu de vedere, odată cu apariția cărții lui Vasilică Croitor, pastor penticostal în Megidia, județul Constanța. O carte care a dezvăluit, din punctul ăsta de vedere, relația cultului penticostal cu stăpânirea comunistă. Vasilica a promis după aceea că mai scrie o carte cu privire la relația cultului penticostal de după 1989. O așteptăm. Chestiunea este așa. Pe de o parte, în acea carte se descriu acele relații extrem de conectate ale unor lideri creștini cu puterea vremelnică din perioada aceea. Pe de altă parte, exista acea comunicare care se făcea din partea autorităților ecleziale în care s-a inoculat această învățătură că, și anume că omul creștin, omul temător de Dumnezeu, omul cu dublă cetățenie, cea pământească în funcție de locul și timpul în care s-a născut și cea cerească pe care o primea prin credința în Iisus Hristos, nu are ce să caute în politică. Și atunci s-a format acest mod de a vedea lucrurile care s-a perpetuat timp de generații, până astăzi. Eu am trăit 18 ani în comunism. Mai mult am trăit în libertate decât în comunism. Pot să spun, pe baza experienței mele personale, că nu te împiedică cu nimic pe tine, ca om creștin dedicat lui Dumnezeu și care în viața de zi cu zi o trăiește alături de Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, să faci politică. Politică, termenul acesta vine de la polis, cetate. Iar din punctul ăsta de vedere, politica înseamnă preocuparea cu treburile cetății, cu treburile orașului în care trăim sau cu treburile satului sau comunei din care provenim. Ei bine, preocuparea aceasta cu binele public, cu treburile publice, trebuie să fie făcută de cineva. Nu toți sunt chemați să facă politică, nu toți, să zicem, sunt chiar calificați să facă politică, dar sunt dintre oameni, fie că sunt creștini, fie că sunt, eu știu, îmbrățișează o altă experiență confesională, fac politică. Pentru că și de lucrul ăsta trebuie să se ocupe cineva. Eu cred că este important ca să depășim și să fim ancorați cât mai mult în realitatea de acum, nu în perspectivele vechi, care aveau poate sensul lor atunci, dar care astăzi sunt complet inepte.
nu mai funcționează. Dacă ei, creștinii, despre care Biblia însuși Domnul Iisus Hristos spune că voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, nu se implică în politică, atunci locurile rămase goale vor fi ocupate de alții. Se vor implica alții și vor veni alții să facă legi, legi pe care creștinii vor trebui să le accepte, pentru că fie că vor, fie că nu vor, fie că sunt împotriva valorilor lor, pentru că ei nu vor să se implice în politică. Așa este. În trecut, în perioada comunistă, și ai amintit un capitol din istoria aceasta recentă, în care statul, să spunem așa, controla bisericile, inclusiv prin tot felul de mijloace dintre acestea neortodoxe, chiar oameni din biserică, fie că erau colaboratori, fie că nu erau, dar existau oarecare relație și unii poate chiar au avut de suferit din cauza acestor relații, să spunem, nesănătoase, contra naturii dumnezeiești, hai să-i spunem așa. Așa că hai să mergem puțin mai departe să vedem cum vezi tu, pentru că viața cetății înseamnă clar să iei ceva din tine, din ceea ce ai și să dai celor din jurul tău. Deci omul, prin definiția lui, prin firea pământească, prin natura umană, este un om individualist. El se gândește la el, eu trebuie să supraviețuiesc, eu trebuie să mă adaptez, să-mi fie mie bine. Și după aceea o să vorbim puțin și de experiența ta personală, dar hai să vorbim puțin la general. De ce crezi că e nevoie ca într-o societate cineva care, să spunem, mă duce bine sau nu duce chiar atât de bine, să-și lase din timpul lui, din viața lui și să se angreneze într-o mișcare dintre aceasta, noi spunem, politică, care de fapt să influențeze și viața altora? Ce ar fi dacă fiecare ne-am vedea? Tu ai făcut lucrul acesta la vremea respectivă, dar ești deja implicat. De ce nu ți-ai văzut de treaba ta personală, familie, știu eu, și ai decis să la un moment dat să-i tăi, nu-mi pasă numai de mine, sunt cetățean al cerului, da, sunt creștin, dar vreau să fac și pentru cei din jurul meu. De ce te interesează și de ceilalți? Păi, în primul rând, că eu îmi văd de treaba mea. Și treaba mea este să fac ceea ce sunt chemat să fac. Acum, mergând un pic mai departe și lăsând poate gluma în urmă, noi discutăm despre o instituție despre care noi știm că are o dublă natură. Ea este divino-umană. Așa se spune despre biserică și așa este. E bine, în latura aceasta umană, biserica are relația ei pe orizontală cu tot ceea ce înseamnă implicarea socială a bisericii în viața comunității, a oamenilor bisericii în diverse probleme ale oamenilor care sunt în zona respectivă și așa mai departe. Există această dimensiune, există partea cealaltă, dimensiunea divină a bisericii, în care se discută despre relația cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, așa cum sunt învățați atât în cazul nostru de față creștinii neoprotestanți, dar și ceilalți creștini, creștini tradiționali, ortodoxi, greco-catolici sau catolici și așa mai departe. E bine, între aceste două perspective pe care le îmbrățișează societatea românească cu privire la modul de trăire creștin, există această relație cu mediul din afara bisericii, numit generic cu mediul politic, mediul general, mediul social. Cum spuneam și mai devreme, sunt oameni care se implică în această direcție pentru că e nevoie de oameni care să se ocupe și cu treburile publice. Nu le putem lăsa de izbeliște, pentru că asta ar însemna, poate o deconectare mult mai rapidă decât am crede noi, decât de la confortul vieții de zi cu zi. Iar această preocupare a lor îmbracă forme foarte diferite, de la a avea grijă de o investiție pe care trebuie făcută, să spunem, cum e acum în mare discuție în București, legată de rețeaua de termoficare a Bucureștiului, care este la pământ și care trebuie recalibrată, trebuie pusă din nou, din punctul ăsta de vedere, la punct, și până la chestiuni, de ordin administrativ, chestiuni care țin de semnarea unor acte și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie făcute de oameni capabili, calificați și care vor să le facă. Nu poți să trimiți oameni să-și asume o sarcină dacă el nu vrea.
Dom'le, nu vrea, nu vrea. Omul se duce și face până la urmă ceea ce dorește, din punctul ăsta de vedere. Ei, legat de implicarea mea, eu de când mă știu mi-a plăcut politica. Când eram în vremea comunismului, vacanțele de vară le petreceam la bunici. Bunicul era abonat la Scânteia și primea zilnic, îi aducea doamna poștaș cu șareta. Pentru cei ce nu știu, șareta era o mică trăsurică cu două răzi trasă de un cal și avea în spate o geantă enormă de poștaș din piele, așa, îi aducea ziarul la care era abonat și făcea acest drum doamna respectivă zilnic. Dacă nu răspundea nimeni când ne chema la poartă, îl lăsa între ulucile gardului. Și așa, eu eram cel care de regulă mă duceam să iau ziarul. Și pentru că eu mă duceam să iau ziarul, îl citeam primul. Nu citeam cuvântările tovarășului sau ale tovarășilor, pentru că erau lungi, plicticoase și nu le țineam decât Ceaușescu PCR și toate aplauze prelungite, ceva de genul ăsta. Și atunci, cu asta am rămas din cuvântările tovarășilor. Dar, în schimb, urmăream o rubrică care era în Scânteia, se numea Știați că... Și apoi era ultima pagină cu mapa mond, cu ce se întâmpla pe mapa mond. Acele erau zonele care mă interesau, pentru că restul nu plăcea. Mă mai uitam pe știri legate de agricultură, de școală, de, mă rog, ce se mai întâmpla și în societatea românească de atunci, dar celelalte erau lucruri care erau interesante pentru mine. Eram clasa a doua, învățasem să citesc, să scriu. Pentru mine era un, ce să zic, a zice că era statutul normal al vârstei. Și anume să citești la momentul respectiv presă. Apoi, bineînțeles, îl lua, ziarul era luat de bunicul și apoi ceilalți, dacă fratele meu, verișorii, dacă vreau să citească, citeau și ei la rândul lor. De asta, eu am crescut cu această plăcere de a citi, din punctul ăsta de vedere, știri politice. Dar pe lângă asta am descoperit în podul bunicilor și Biblia. Eu nu știam că e Biblie. N-avea coperțile și primele pagini rupte și de la prima carte și de la ultima carte. Și am citit undeva de când a căzut omul în păcat până la, să zicem, capitolul, cred că 20, dacă nu mă înșel, al cărții Apocalipsa. Nu știam că e Biblia. Era o carte mică, cu scris foarte mărunt, tipărit foarte mărunt. Prima dată, undeva la clasa a doua, a treia, am citit eu Biblia atunci. Lucrurile astea, lecturile acestea, care le făceam vara la bunici, și-au pus amprenta asupra gândirii mele, asupra ceea ce trăiam eu și ceea ce îmi închipuiam eu la momentul ăla că e lumea. Așa am aflat la un moment dat în ziarele de atunci despre cancelarul Willy Brandt, care era președintele Internaționale Socialiste. Am aflat despre oameni politici din vremea aceea, despre Yasser Arafat, care la un moment dat era în relații strânse cu tovarul și Ceaușescu, despre Erich Honecker, fost ultimul lider al RDG-ului, despre Teodor Zhivkov din Bulgaria, mai era în Ungaria Janos Antal, sau nu mai știu exact cum îl chema pe respectivul lider politic. Și bineînțeles, liderii politici ai marelui prieten și stat de la răsărit, URSS, mi-aduc aminte când a venit Gorbaciov la putere. A murit Hrușciov. A mânduit Hrușciov, da. Lucrurile acestea erau atât de interesante încât pentru mine mi se părea, doamne, suntem într-o altă lume. Adică ceea ce vedeam eu și ceea ce ascultam eu pe aceste detalii erau dintr-o altă lume. Și într-adevăr erau dintr-o altă lume. Pentru că eram copil, eu, noi nu ieșisem în afara granițelor județului sau ceea ce unde fusese noi la vârsta aia doar până la București și înapoi. Dar în rest nu, pentru că așa era situația. Lucrurile astea, eu cu ele am crescut. Și așa m-am format. Iar apoi, mai târziu, când am optat către școlile pe care le-am făcut în zona aceasta de pregătire teoretică umanistă, asta mi-a plăcut. Asta am făcut. Am făcut filozofie politică, am făcut teologie, pentru că mi-a plăcut. Asta. Și așa foarte interesant. Mă bucur că mi-a adus aminte de un capitol foarte important și din viața mea. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că eu din vremea comunismului, din vremea aceea, am rămas cu o deprindere pe care o văd și practic și acum.
Este vorba că în momentul când citesc o revistă, o citesc de la sfârșit către început. Uh-huh. De ce? Pentru că dacă te uiți aminte revistele și ziarele, mi-am spus că te uiteai la ultima pagină. De ce primele pagini la orice revistă, fie că era cu, dacă vorbim de cele pe care le aveam noi la școală, Luminița, Cutezătorii, ți-aduce aminte? Da. Inclusiv revista Șobii Patrii era o revistă a copiilor. Primele pagini erau cu, exact, discursuri, fotografii cu doamna, cu domnul președinte. Tovarășul. La vremea respectivă erau tovarăși, da, corect. Da. Dar la sfârșit găseai tot felul de anecdote, știască, povestiri, benzi desenate. Da. Și întotdeauna aveam abonament. Era o vreme în care eram oarecum stimulat să avem abonamente la aceste reviste. Citeam respectivele reviste de la sfârșit, pentru că știam că n-am ce să știu la început. Și astăzi, orice, indiferent de conținut, eu frunzăresc revistele de la început către, de la sfârșit către început, pentru că mi-a rămas în practică lucrul acesta. Uh-huh. Și interesant. E interesant, da, uite că și tu la un moment dat spui că acolo era locul unde, într-adevăr, aveai ce citi. Valentin, discutând, plecând de la experiența ta și, practic, ți-a sădit lectura, până la urmă, practica asta, îți plăcea să citești. Fie că citeai din polica asta internațională, fie că, bineînțeles, te-ai intersectat cu Sfânta Scriptură, ceea ce, într-adevăr, și-a spune că e un punct important în discuția noastră, este faptul că ți-a trezit interesul față de ce se întâmplă. Cum crezi tu că un creștin, sau poate, nu știu dacă tu te-ai întâlnit, dar eu m-am întâlnit și chiar vreau să spun, deci, scuză-mă, în seara aceasta am să-ți prezint câteva din ideile astea trăznite pe care creștinii le tot spun, fie în campanie electorală sau înainte de campanie. Deci urmează rubrica Creștinii spun lucruri trăznite, ca să parafrazăm copiii spun lucruri trăznite. De politic, în politică, da. Una ți-am și zis-o politică, deja, da. Zis, cineva spunea că eu îl votez pe Domnul Hristos, da. Eu votez cu Domnul Iisus. Da. Nu numai aici, am văzut-o de multe ori, inclusiv în social media, da? Da. Pe de altă parte, o altă idee trăznită este, Doamne, că știi ceva, eu sunt creștin, eu sunt pocăit, eu doar mă rog și atât, citesc Sfânta Scriptură. Poate ai auzit-o. Pe mine nu mă interesează cine e președinte, eu nu mă duc, nu mă implic, eu mă rog. Restul, au fost întâlniri, au fost meeting-uri, au fost evenimente de susținere, te aduce aminte, că am fost la referendum pentru familie, au fost pentru familia Bontariu, au fost oameni care au zis, eu nu fac asta pentru că eu sunt creștin, eu nu vin să mă cer cu statul, eu nu trebuie să fac nimic, eu doar mă duc și mă rog și Dumnezeu lucrează. Ce părere ai de atitudinea asta a unui creștin care spune, știți ceva, faceți voi ce vreți, eu sunt pocăit, eu sunt creștin, eu mă rog. Eu aș spune că este chiar o maximă care sună așa. Ferește-te de omul care n-a citit decât o singură carte în viața lui, fie aceasta chiar și Biblia. De ce? Pentru că nu ai experiența necesară și nici maturitatea adecvată pentru a înțelege însăși slova Scripturii. Dacă tu nu ești conectat de lucru din punct de vedere al interesului tău, doar conectat către lectura biblică și tu lași la o parte absolut orice alt fel de interes, poți să fii informat, poți să afli foarte multe informații de ordin biblic, creștin, din Noul Testament, din Vechiul Testament mai ales, dar să te familiarizezi cu istoria poporului evreu din vechime, să te familiarizezi cu conținutul Noului Testament, al cărților Noul Testamentare, Vetelor Testamentare, dar asta nu înseamnă că e o atitudine potrivită. De ce? Pentru că chiar găsim în Sfânta Scriptură foarte multe îndemnuri legate de acest lucru. Avem exemple, de exemplu, spre exemplu, în Vechiul Testament avem pe profetul Daniel, care el ocupa un loc un central. Exemplu extraordinar. Un asta. Exemplu foarte bun, potrivit. El era de fapt al doilea după rege. Ce poate fi mai important pentru un rege decât să aibă un sfetnic bun? Pentru că se și spune în proverbe că numărul sfetnicilor buni cu ajutorul lor câștigi și războiul. E bine, un război poate să însemne nu neapărat un conflict militar, poate să însemne, să zicem, luarea unor decizii care privesc viața de zi cu zi a oamenilor, care privesc, să zicem, bunul mers al cetății. Și ăla este un război al ideilor, al gândurilor, al indeciziei, pe care trebuie să iei niște decizii pe baza unor sfaturi, ale unor sfetnici bine pregătiți, așa cum era Daniel. E bine, lucrurile trebuie văzute nuanțat.
Și folosesc acest imperativ trebuie, pentru că de prea multe ori, dintr-o eroare de gândire, cei mai mulți creștini ajung să considere că politica este ceva murdar. Pentru că, într-adevăr, la prima vedere, așa pare. Dom'le, intri în politică, te intri într-o mocirlă, te faci ca ăia. Numai că în sine politica nu este nici o piscină, nu este nici, să zicem, un șanț cu noroi, este spațiul public în care noi ne întâlnim cu toții și încercăm să găsim soluții prin care noi să trăim în pace și în liniște și să colaborăm pentru bunul mers general. Bun. Păi, în cazul acesta, dacă noi vedem că intră oameni în politică de toate categoriile și de toate felurile, cu toate nivelele de pregătire, sigur că intră și oameni care au probleme de caracter. Și automat, cei ce au probleme de caracter aduc în politică minusuri caracteriale. Există și astfel de oameni, dar tu nu ești obligat să faci ce fac ei. Nu te obligă nimeni să furi. Eu încă n-am auzit, până acum, de oameni care intră în politică și sunt pur și simplu forțați să fure. N-am auzit așa ceva. În schimb, de oameni care se duc și, eu știu, fac tot felul de legăminte, fără să le treacă prin filtrul rațiunii, fără să le aducă chiar înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. De ce nu? Că e foarte indicat. Am întâlnit și astfel de persoane. Lucrurile trebuie privite nuanțat. Altfel, cum spuneam și mai devreme, locul celor bravi, celor care sunt capabili să facă o politică care să aducă beneficii reale societății și generațiilor actuale de români, va fi luat de oameni care au interese înguste, agende proprii, agende de grup, de partid, și care, în loc să privească în ansamblu societatea românească cu nevoile ei, cu minusurile ei, cu scăderile, cu plusurile ei, calitățile ei, privesc doar, eu știu, dintr-o perspectivă poate strict ideologică, eminamente poate de stânga, care poate să aducă poate foarte mult rău în actuala societate. Mai ales că și Parlamentul, sau știu eu, Parlamentul European, dacă vorbim la nivel european, sau orice instituție din aceasta publică, acolo unde e nevoie de oameni, cu siguranță are nevoie și de mărturie creștină. Până la urmă, așa cum spuneai tu, nu te împiedică nimeni să te duci acolo și să rămâi vertical conform principiilor tale, indiferent că nu vei fi poate respectat sau aprobat de toată lumea, vei fi poate mai invizibil decât alții datorită statutului pe care îl ai de creștin, dar totuși vei fi o voce. Vei avea un timp în care vei putea vorbi, dar nu o să spună nimeni călușul în gură, timp în care vei putea socializa cu colegii de partid sau cu adversare din celelalte partide. Deci, mărturia aceasta a creștinului în, să spunem așa, zisă mocilă, dacă o fi, să o ducem, să o definim așa ca răul cel mai rău, dacă se poate, se poate și acolo aprinde lumina. Chiar dacă ar fi întuneric cu beznă, creștinul e dator să fie lumina aceea care luminează și, într-adevăr, să fie vocea care îl reprezintă pe Hristos, inclusiv. Și nu numai pe Hristos, chiar și comunitate. Apropo, dacă vorbim despre reprezentantul acesta al comunității, până la urma urmelor, noi avem... creștinul este un om care trăiește în comunitate. Sunt, într-adevăr, oameni care preferă să rămână izolat, să-și vadă treaba lor, poate știu eu, mers spre zona aceasta, spre monahii, sau deci creștinismul de obicei se practică în comunitate. Părtășia frățească era una din practicile bisericii primare. Din comunitatea aceasta din care și tu faci parte și eu fac parte și, bineînțeles, telespectatorii noștri, încercăm să identificăm, dacă putem, câteva dintre persoanele care ar putea avea, să spunem, această deschidere. Și de ce spun lucrul acesta? Acum, tu știi foarte bine clasa politică românească. Știi ce face stânga, știi ce face dreapta sau ce pretinde că face stânga. Deci vorbim de zona aceasta progresistă și, bineînțeles, de ceea ce pretinde că face dreapta. Dar întotdeauna și colo sunt oameni. Oameni pe care îi putem aborda, îi putem lua la întrebări și, bineînțeles, adresa. Dacă ne uităm la calitatea acestor oameni, vedem tot felul de modele de caracter. Unii mai cu caracter, alții fără caracter. Da. Pregătiri diverse, da? Tot felul de oameni care au, să spunem așa, un background profesional diferit.
Dar comparând ceea ce vedem noi ca existent acum în politică, față de ce material nativ am avea noi în bisericile noastre. De ce zic lucrul acesta? Presupunem că în momentul în care agreem să intrăm în politică, să presupunem că ajungem la acest acord, spunem, doamne, pe cine trimitem? Și de ce spun asta, Valentin? Și trebuie să discutăm pe tema asta. Uită-te la ce fac ceilalți, fiii lumii aceștia, câteodată ne dau lecții nouă celor care suntem fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. În primul rând la pregătire profesională, apoi la dorința de a face, de a se implica, vocația asta de a ieși în față, de a fi reprezentativ. Noi avem așa, nu știu dacă să-i spun smerenie sau știu cum să-i spun, de a sta mereu în spate, de a face, de a ne izola. Crezi că e nevoie ca noi, comunitatea creștină, să căutăm reprezentanți de noștri capabili? Și zic capabil, te gândești la tot ce e nevoie. Tu știi ce trebuie să aibă un politician. Am putea face exercițiul acesta să căutăm, să pregătim sau știu, să facem ceva astfel încât să ieșim și noi în față cu niște oameni care să poată să stea verticali și apoi să fie gata să ne reprezinte acolo? Avem posibilitatea aceasta? Sigur că da. Posibilitatea este dintotdeauna deschisă. Chestiunea a fost dacă biserica sau comunitățile locale au fost gata, pregătite să se implice. Posibilitatea aceasta exista dintotdeauna. Pentru că ai adus vorba la început despre Parlamentul European. Recent, în Parlamentul European a fost relansată tema drepturilor minorității LGBT prin intermediul unui nou raport. Se numește Raportul Matici. Raportul Matici este continuatorul a vechilor trei rapoarte, Estrela, Zuber și Lunacek, din 2012-2013. Ei bine, acest nou raport poartă numele celui care l-a inițiat, Matici, care este un eurodeputat din partea PSD din Croația. Chiar așa se numește partidul, PSD. Ei bine, în recent, tot așa am văzut că pe unul dintre pereții clădirii Parlamentului European a fost proiectat steagul acestei grupări. Eu am spus comunitate, adică să nu încurcăm termenii și perspectivele. Grupări ideologice mai degrabă. Mai bine așa. Da, da, comunitate presupune o relație. Sigur că da. Ei bine, sigur că vezi asemenea demersuri, te gândești, dom'le, dacă la acest nivel se pune așa problema, păi ce să mai fie la nivelul Parlamentului României? Se pare că tocmai aici, la nivelul Parlamentului României, poate să fie, de fapt, baza pe care să se împlinească, de exemplu, acel proverb care vorbește despre curățarea peștelui. Ce legat de curățirea peștelui, pe care noi îl folosim mult din punctul ăsta de vedere. Peștele se împute de la cap, dar se curăță de la coadă. Ei bine, acest deziderat, pentru că, iată, și în Parlamentul European avem reprezentanți români în Parlamentul European, dar care nu, una votează acolo și altfel de discurs au aici. Practic au un dublu discurs. Atunci este nevoie, într-adevăr, de oameni care, într-adevăr, să meargă așa cum sunt ei și să existe această unitate între ceea ce gândesc, ceea ce sunt și ceea ce spun ei. Să nu existe această dualitate permanentă pe care o vedem la actualii reprezentanți ai primei generații ai clasei politice din România din anii 90. Una spun la Strasburg, una votează și alta votează în România, alta spun în România. Lucrurile acestea, din punctul meu de vedere, se întâmplă și pentru că mediul conservator, mediul creștin din România încă nu și-a dat cu adevărat dreapta măsură. Nu a ajuns la acel nivel în care se poate să-și trimită oameni reprezentanți potriviți și aceștia se văd la nivelul comunităților. Oameni care au o anumită experiență în spate, profesională, au o anumită pregătire, poate cunosc una, două limbi străine,
oameni care nu le este rușine să deschidă gura. Oameni care nu se înroșesc atunci când sunt puși în fața unei mulțimi să spună ceva. Așadar, oameni cu o experiență adecvată care să reprezinte cu adevărat aceste valori. Valorile creștine care merg la un moment dat din perspectiva aceasta, așa cum este acum în societatea românească, merg mână-mână cu valorile conservatoare. Practicile se suprapun de foarte multe ori. Și atunci este nevoie într-adevăr de lucrurile acestea. Ei pot să iasă natural din cadrul comunităților. Oamenii care se simt atrași, care vor să facă asta, pot să iasă natural. Există, de exemplu, noi la Alternativa Dreaptă avem absolut reprezentat tot spectrul confesional din România. Dar tot. Nu există partizanat. Partizanat. Și apoi un partid politic nu este biserica. Noi am și conceput un document intern legat de diferențele confesionale care pot să dea naștere la discuții și pe care noi le-am precizat acolo și pe care toată lumea a luat la cunoștință. Este adică o dovadă de înțelepciune mare. Nu discutăm, de exemplu, nu ne întâlnim la ședințe de partid să discutăm despre, să spunem, Fecioara Maria, despre cultul morților, cultul despre sfinților, botez, despre ce este mai bine să faci sau ce nu este bine și câte astfel de discuții care, multe dintre ele, acoperă timpul prețios al creștinilor. Acum fiecare își poate folosi timpul cum dorește. 24 de ore avem toți. Problema este cum le folosim. Toate bune și frumoase și poate de aici vine această incriminare. Ți-am spus că în seara asta discutăm tot felul de idei. De unde vine până la urmă incriminarea asta? Și spun acum în exemplu acesta. Și tu ai văzut că de multe ori oameni pe care i-am cunoscut sau poate ne-au promis în campanie electorală, ne-au vizitat în biserici, unii chiar de la noi, din comunitatea noastră, da? Comunitatea creștină, care în timpul campaniei s-au definit, s-au integrat, au dat cu cărămida în piept că sunt de ei noștri. Da. Da? Aici vorbim din toate partidele. În momentul în care au intrat acolo, au reușit să intre în Parlament, fie că a fost Parlamentul României, fie că a fost Parlamentul European, chiar vorbim de simpli primar, hai să o luăm și așa, da? Da? Au uitat de noi, pur și simplu, nu că au făcut ceva rău în momentul când au ajuns acolo, hai să nu punem asta înainte, dar pur și simplu nu au făcut nimic. Ce înseamnă? Nu le-am auzit vocea? Asta e o mare, deci te duci în Parlament să nu zici nimic, să nu iei cuvântul, să nu dai o declarație politică, de asemenea. Nu s-au poziționat atunci când au trebuit să zică ceva față de o inițiativă și mai mult când a fost la vot, au votat așa cum i s-a dictat, nu cum ar fi trebuit să voteze conform promisiunilor făcute. Da? E foarte important lucrul acela. Deci dezamăgirile astea pe care le-am avut de-a lungul celor 30 de ani de politică românească post-decembristă, i-a scârbit pe unii atât de mult pe creștini încât neagă, acuză, nu vor să audă de creștini în politică. Da, este absolut justificat. Pentru că așa s-au și întâmplat lucruri și noi știm asta. Da. Chestiunea este așa. În momentul în care ajungi în politică, și aici văd că pe fundal noi avem Palatul Parlamentului, eu de câte ori mă duc la Palatul Parlamentului fac un mic exercițiu de reamintire. Ies la balcon, noi avem aici o imagine a Parlamentului luată din Piața Constituției. Mă duc fix la primul nivel aici, este un balcon, este o terasă mare. Și mă uit către pe de-a lungul Bulevardului Unirii până la Piața Alba Iulia. Vreau să spun că nu mai vezi detaliile vieții locului de acolo, ci vezi totul ordonat, totul este verde, totul este pus la punct, totul este perfect. Cred că ceea ce se întâmplă la nivelul minții multor oameni care, creștini fiind, ajung în politică la nivele înalte, fie în Parlament, fie poate chiar în aparatul central de stat, aparatul administrativ, sau la nivel administrativ local, președinți de consilii județene, primari, de municipii, de comune și așa mai departe, consilieri, se întâmplă un fenomen pe care eu l-am numit beția de putere. Pur și simplu ajungi ca succesul tău, și tu nu erai pregătit pentru succes, ajunge să te consume de o asemenea manieră încât tu uiți de fapt de chiar însăși identitatea ta.
Identitatea ta care spune că tu ești acolo un om cu un set de valori, un om care trebuie să spună lucruri pe nume, frumos, dar trebuie să le spună, la un moment dat uiți pur și simplu că tu ești acolo doar vremelnic pentru 4 ani în cazul Parlamentului sau tot 4 ani, eu știu, la nivelul administrației. Și s-ar putea după aceea să nu mai fii și crezi că ești pe cai mari, cum se spune. Ei bine, s-a întâmplat ca unii să mai câștige și al doilea mandat, și al treilea mandat. Din simpatie, din, eu știu, poate chiar au făcut ceva, poate chiar au performat, pentru că sunt și astfel de oameni, trebuie să spunem. Absolut. Din mediul conservator, creștin, neoprotestant, și sunt și oameni de toată isprava, cum sunt și din celelalte zone. Dar observăm că, din punctul ăsta de vedere, ăsta este fenomenul care se produce. Raportat la numărul populației, noi avem un aparat administrativ-politic la nivelul României de cam de 50.000 de oameni. Adică, începând de la ultima comună sau prima și până la șeful statului, noi avem la nivelul primăriilor, consiliilor județene, parlamentului, ministerilor, un număr de 50.000 de oameni care formează aparatul administrativ-politic al României. Aproximativ 50.000 de oameni care sunt, cei mai mulți dintre ei sunt aleși. Ne referim la aleșii locali sau cei ce sunt votați. Mulți sunt, o parte dintre ei sunt și numiți, cum e cazul secretarilor de stat, de exemplu, sau miniștri. Ei bine, oamenii aceștia trebuie să conlucreze într-un fel sau altul la nivelul la care fiecare funcționează pentru bunul mers al societății. Faptul că ei nu conlucrează și se lasă seduși de mirajul îmbogățirii rapide, de, să spunem, tot felul de tentații, plecând de la, eu știu, tentații carnale până la tentații de ordin financiar, arată că noi totuși suntem oameni, suntem toți supuși aceleași greșeli. Există, eu am scris un articol recent pe care l-am numit Pericolele 3G și 3M în politică. Și datorez acest articol unor discuții profunde pe care le-am avut pe vremea când eram student la prima facultate cu niște profesori de teologie. Primul dintre ei și care m-a influențat mult în sensul ăsta a fost regretatul profesor Corneliu Constantinescu, care a plecat dintre noi, din păcate, unul dintre cei mai titrați teologi ai românilor în zona aceasta a teologiei protestante, neoprotestante, poate cu scrieri la nivelul scrierilor nou testamentare, poate printre cele mai bune din lume, din punctul ăsta de vedere. S-a întâmplat această plecare a lui. El îmi spunea, când a fost mentor pentru o vreme, să spun așa, îmi spunea că, Vali, dacă te duci în politică și tu nu ești deja pregătit pentru tentațiile din politică, mai bine nu te mai duci. Și un alt profesor a fost Eugen Jugaru, la unul dintre cursuri la fel. Și chiar de la dumneavoastră am preluat această sintagmă 3G. La momentul respectiv era un curs de pregătire în pastorație. La un moment dat era vorba despre pericolele 3G pentru pastori și erau Gold, Glory și Girl. Și atunci eu am făcut-o, am extrapolat un pic și m-am dus și către sexul frumos și am spus cele trei pericole, 3M, care le pasc pe femei care merg în politică, nu numai pe bărbați. Și aici sunt money, man and proud, mândrie, da? În sensul ăsta. Și atunci lucrurile acestea sunt echivalente între ele, cele trei tipuri de pericole, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Îi privesc în egală măsură. Ceea ce face diferența este maturitatea omului. El, dacă are o relație vie cu Iisus Hristos, dacă este un om dedicat, dacă este un om fidel, nu numai relația de familie, dar este și fidel cu cartea, cu ceea ce a învățat, lucrurile acestea se văd în prestația lui publică, la un moment dat. N-are cum să nu se vadă. Lucrurile acestea sunt atât de evidente încât ele fac parte din ceea ce se numește generic prestația publică a oricărui ales local sau la nivel parlamentar. Dacă noi, comunitatea creștină, vorbim astăzi despre incriminare, da? Despre
apreciere pe de-o parte și noi suntem doi dintre cei care apreciem implicarea, da? Și chiar susținem și în mod activ. Da, suntem oameni care pregătim, să spunem, prin ceea ce facem, contextul ca să avem reprezentanți în zona aceasta politică. Dar să zicem că, să le spunem asta, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că câteodată neimplicarea noastră are niște efecte. Și putem să chiar să dăm câteva exemple, dacă poți să dai. Ce înseamnă atunci când creștinul îți dă un pas înapoi, pur și simplu, ce se poate întâmpla la nivel, hai să spunem, la nivel de țară, la nivel parlamentar, când anumite legi pot apărea, neimplicarea la nivel european, neimplicarea la nivel local. Hai să încep eu cu un exemplu la nivel local. Lipsa unui consilier într-o comisie în care decide dacă, știu eu, și îți dau un exemplu la care m-am gândit. Amplasarea unui semn de circulație pe strada unei biserici cu parcarea interzisă, un semn care n-avea niciun rost, doar pentru a jena, deci, pe cei de acolo care veneau fiecare duminică la biserică. Sau neaprobarea unor întâlniri publice de către comunitatea evanghelică, pentru că în comisia respectivă nu era niciun creștin care să-i susțină. Era o întâlnire pentru a celebra, nu știu, Marșul Învierii. Sau, îți dau un exemplu. Da. Da? Deci, pur și simplu, avem vorbim, asta devine la nivel primăriei, nu mai gândim. Deci sunt niște chestii care, a zice, aia nu contează. Uite că se poate întâmpla. Sau întârzierea, sau limitarea. Mi-aduc aminte la familia Botariu. Aveam o întâlnire de... aveam nevoie, eram câteva sute și, de fapt, să spunem, aprobarea a fost, nu știu, pe câteva, pe 10 de persoane, pe 50 de persoane. Da? Și la alte, și la familia Smicală, iar mi-aduc aminte, o întâlnire în fața ambasadei Finlandei nu s-a putut obține decât pentru câteva zeci de persoane. De ce? Nu că n-ar fi avut spațiu, dar nu a fost nimeni care să zică, da, domnule, înțeleg, mă asociez cu cauza ta. Nimeni care să aibă inima aia de creștin, inima aia care să zică, da, domnule, e o cauză, hai să-i ajutăm pe oamenii să ai, de ce? Să au posibilitatea. Adică ne dai minimum minimorum. La nivel local, e când vorbim la nivel legislativ european, la nivel parlamentar, sunt multe trăsnăi care pot apărea și lipsa noastră de implicare poate produce haos. Te rog. Haos, tragedii, chiar. Apropo de acest detaliu și de aceste exemple foarte practice, dacă exista un reprezentant măcar care să spună, uite, există această cauză, este una nobilă, care privește un abuz inimaginabil în cazul familiei Bodnariu sau chiar și ulterior în cazul familiei doctoriței Smicală. Da. Cu siguranță că altfel ar fi stat lucrurile. Dar cei de acolo din interiorul comisiei fiind văduviți de prezența unui om cu care știe problema, ei au luat o decizie, evident, una așa cum au crezut ei că este bine și evident care una care i-a pus în dificultate pe cei care așteptau o decizie, nu știu, poate mai bună. Și de ce s-a întâmplat asta? Tocmai datorită acestei lipse. E o chestiune măruntă, exact, dar care face diferența. Face diferența. La nivelul comunelor sau orașelor sau municipiilor reședinte de județ sau la nivelul Consiliului Județene, acolo unde se discută despre banii comunităților, acolo unde se fac tot felul de încrengături și presa este plină de tot felul de dezvăluiri, mai mult sau mai puțin reale. Chestiunea este așa, acolo unde sunt oameni care înțeleg că în primul rând tu ești acolo ca să vegheze asupra binelui public, tu te duci acolo pentru ca binele public să prevaleze, nu binele tău personal, nu binele de gașcă, de grup, de partid, ci preocuparea cu treburile publice care sunt esențialmente, ne privesc pe toți, o, să spunem, o canalizare ne privește pe toți, o alimentare cu apă ne privește pe toți, o asfaltare ne privește pe toți. E, dacă tu nu ești acolo ca să pui punctul pe ei, vor fi alții care vor pune puncte în altă parte. Sau puncte, sau două puncte, depinde de context, ca să vorbim așa un pic metaforic. Dar mergând mai departe, să zicem, la nivelul Parlamentului Național, acolo unde există niște reguli la nivelul Senatului și a Camerei Deputaților, niște regulamente de funcționare extrem de stufoase. Și acolo unde legile se votează și devin
producătoare de efecte juridice în urma votului, a votului reprezentanților din respectivul legislativ, respectiv la Senat sau la Camera Deputaților. Păi dacă nu sunt oameni care să aibă această lumină în ei, să înțeleagă ce se poate întâmpla atunci când se votează ceva anume, nici nu realizăm câte complicații sunt. Spre exemplu, s-a votat recent legea 5G. Am auzit că au votat-o cei din arcul puterii, PSD ar fi votat, dacă am înțeles, împotrivă, iar AUR s-a abținut. Cum văd eu ca cetățean, unul care fac politică neparlamentară, extraparlamentară, da? Cum văd eu ca cetățean, cum pot să înțeleg votul acela dat? Păi, în primul rând, înțeleg că cei ce au votat pentru, este vorba de a reprezenta niște interese, dar se justifică în mainstream media că e vorba de a ține, să spunem, zona aceasta a investițiilor în tehnologia de comunicații 5G într-o anumită zonă de securitate a informațiilor, pentru că există suspiciuni că un alt mare jucător așa este sub directa oblăduire a Partidului Comunist și de acolo dă mai departe informații importante către Partidul Comunist. Și atunci, eu așa pot să văd lucrurile. Deci acești oameni au votat pentru, ceilalți care au votat împotrivă înseamnă că pot să fie cu respectivul concurent. Da? Eu așa înțeleg, păi dacă votezi împotrivă, zici, domnule, sunt împotriva legii. Da, dar tu implicit ai votat pentru. Adică ai votat împotriva formei legii, de, așa cum a fost ea adoptată, da? Iar cei ce s-au obținut, n-au fost nici cu ea, nici cu ea. Adică au văzut, de fapt, pericolele și ce se poate întâmpla de aici. Și aici vorbim de, iată, de, eu știu, investiții, așa cum a fost anunțată, de miliarde de euro. Exact. Bun. Mergând mai departe, să zicem, în chestiuni poate mai apropiate de viața de zi cu zi. Să zicem, la nivel de educație. În România needucata lui Klaus Iohannis, dacă mergi pas cu pas, vei observa că nu există nici pe departe această nevoie extraordinară despre care vorbește locatarul vremelnic de la Cotroceni în educația românilor, a copiilor românilor. Nu există o astfel de problemă. Din punctul meu de vedere, este o falsă discuție. Dar ea devine discuție tocmai prin faptul că cei ce ar putea să aibă un cuvânt de spus, nu sunt prezenți la locul și la timpul potrivit. De ce? Pentru că n-au vrut să se implice. Exact. Este mai comod să stea la biserică, în strană, să asculte o predică, să se bucure de prezența fraților, a surorilor. Nu zic că nu este bine, e foarte bine. E ideal. Dar sunt și oameni chemați care să fie în cadrul Parlamentului, acolo unde se fac și se desfac legi pentru români, pentru a da o altă perspectivă, pentru a comunica societății românești că există și alt mod de gândire. Ori dacă acolo lipsește sarea și lumina, nu poate fi decât ce este întunericul, decât absența luminii. Exact. Păi și atunci de ce ne mai mirăm că vedem că în USR Plus acest partid neomarxist promovează și culmea chiar primește o cotă importantă de voturi din zona creștină, promovează tot felul de eu știu, idei din astea care n-au nicio legătură cu etosul și cu perspectiva creștină a poporului român. Absolut niciuna. Așa este. Din păcate, nu mai vorbim de ideologie de gen, educația aceasta sexuală. Sunt legi care sunt pe agenda publică a Parlamentului României și dacă nu avem oamenii noștri să ne susțină sau măcar să ne atenționeze, pentru că noi societatea civilă, da, inclusiv trusurile acestea de media independente, cum suntem noi, încercăm să mediatizăm, să tragem semnalul acela de alarmă. Dacă noi nu știm ce zace în sertarele, știu eu, Camerei Deputaților sau Senatului, aflăm momentul când apare, când deja e aproape să explodeze. Poate e prea târziu pentru a da semnalul ca cineva sau... Deci încercăm să... Câteodată nici parlamentarii nu știu. Deci se trezește și cu o agendă, cu o ordine de zi, să spunem așa, plină de surprize. Da, schimbată pe loc. Da. În funcție de, bineînțeles, de prioritățile și interesele. Da, da. Până la urmă, aici avem nevoie de oameni verticali, de oameni care să spună nu,
Cel puțin să se consemneze acolo că a fost cineva, domne, care s-a opus, cineva care a votat, cineva care a avut o declarație politică împotrivă. Nu putem să fim toți așa o masă de manevră. Nu neapărat numai de formă, pentru că atunci când creștinii ies la luptă, ei nu ies de regulă de unii singuri. Chiar și modul în care ei sunt chemați să facă misiune, de exemplu, să vestească Evanghelia, niciodată nu recomandă Scriptura să meargă de unul singur, ci trebuie să meargă în tandem, cel puțin doi. Da? Ei, și atunci când se iese în echipă, altele sunt și rezultatele. Dacă te duci de unul singur, rezultatele sunt foarte modeste, ca să fiu generos în exprimare. Ce avem în România, de fapt, la ora actuală? Avem o stângă de extracție bolșevică, reprezentată de PSD, avem o stângă nouă, neomarxistă, de extracție progresistă, care promovează o agendă străină etosului românesc. Și avem un partid care se zice că ar fi de dreapta, liberal. Din punctul meu de vedere, eu îl numesc partidul niciodată liberal, pentru că ei au promovat în multe legislaturi mai multe măsuri de stânga. Iar ceilalți au măsuri de dreapta. PSD-ul se știe între 2014 înapoi. Și a apărut acest partid USR care efectiv bulversează lucrurile astea. Ei bine, societatea trebuie să aibă o reacție. Dacă mediul creștin rămâne inert și nu se implică în 2024, când avem 4 rânduri de alegeri, se preconizează un dezastru. Dezastru social și politic. Pentru că nu va fi nimeni care să se pună în... Probabil că vom mai vorbi la alte emisiuni. Cu siguranță. Valentin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. A fost o discuție extraordinară. M-am simțit onorat să stau de vorbă cu tine. Și eu mă mulțumesc și, că m-ai invitat și cu siguranță. La voi la ProDocens. Cu siguranță ne vom vedea. Cu siguranță ne vom mai revedea și la altă emisiune. Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că a fost împreună cu noi. Ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!